Bună! Bine ai venit la povestea de astăzi! Vom citi împreună o carte scrisă de Kimberly și James Dean, ilustrată de James Dean, din seria Pit Motanul, povestea Pit Motanul și ochelarii săi magici. Pit Motanul nu era. Niciodată nu mai fusese morocănos până acum. Niciodată, niciodată. Pit era cuprins de melancolia pisicii albastre. Apoi, ca și cum lucrurile nu ar fi stat destul de prost, apare și broasca morocănoasă. Broasca morocănoasă nu era niciodată veselă, era mereu încruntată. Însă astăzi broasca morocănoasă nu era morocănoasă. Acești minunați ochelari de soare albaștri și magici îți alungă tristețea. Te ajută să vezi lucrurile într-o lumină cu totul nouă. Pit și-a pus minunații ochelari de soare albaștri magici și s-a uitat în jur. Tot înainte, pasărea ciripește, cerul e serin, soarele strălucește, merge din plin. La 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 la. Pit i-a mulțumit broaștei morocănoase pentru minunații ochelari de soare albaștri magici și a plecat. Curând a văzut o Veverița nu părea prea fericită. Pit i-a spus: Ce ai pățit, Veverițo? Sunt atât de furioasă, nimic nu merge bine. Nu am găsit decât o ghindă astăzi. Încearcă acești minunați ochelari albaștri magici, i-a propus Pit. Te vor ajuta să vezi lucrurile altfel. Veverița și-a pus minunații ochelari albaștri magici și s-a uitat în jur. Extraordinar! Pasărea ciripește, cerul e serin, soarele strălucește, merge din plin. La 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 la. Pit a luat rămas bun de la Veveriță și și-a văzut de drum. Curând s-a întâlnit cu prietena lui, Țestoasa. Țestoasa nu părea prea veselă. Ce-ai pățit, Țestoasă? A întrebat-o Pit. Sunt atât de frustrată! Nimic nu merge bine! Sunt întoarsă de tot astăzi! Încerc acești minunați ochelari albaștri magici. Te vor ajuta să vezi lucrurile cu totul altfel. Țestoasa și-a pus minunații ochelari de soare albaștri magici și i-a privit în jur. Formidabil! Pasărea ciripește, cerul e senin, soarele strălucește, merge din plin. La 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 la. La 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 la. Pit și-a continuat drumul pe skateboard până când s-a întâlnit cu aligatorul. Aligatorul nu arăta deloc fericit. Ce ai pățit, aligatorule? L-a întrebat Pit. Sunt atât de trist. Nimic nu merge bine. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Încerc acești minunați ochelari de soare albaștri magici, i-a propus Pit. Te vor ajuta să vezi lucrurile într-o lumină cu totul nouă. Aligatorul și-a pus minunații ochelari de soare albaștri magici și s-a uitat în jur. Super! Pasărea ciripește, cerul e serin,
Soarele strălucește, merge din timp. La 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 la. Peach a continuat plimbarea pe skateboard simțindu-se grozav. Când deodată a căzut. Minunați ochelari de soare albaștri magici s-au spart. Hopa! Pete nu știa ce să facă fără ochelarii lui. Atunci a ridicat ochii spre copac. Bătrâna bufniță înțeleaptă i-a zis. Pete, nu ai nevoie de ochelari magici ca să vezi lucrurile altfel. Amintește-ți doar să privești partea bună a fiecărei zile. Pete s-a uitat în jur fără ochelari. Ce grozav! Pasărea ce lipește, cerul e serin, soarele strălucește, ne merge din plin. La 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 la. Did it.